Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună seara și bine ați venit! Puțin atenție, vă rugăm! Se spune că prima mare datorie a unui MC este aceea de a face prezentări. De aceea vreau să vă spun de pe acum că numele meu este Alin Colescu, că voi fi gazda dumneavoastră pentru o zi aici la Casa Diana și că ne bucurăm să vă avem alături la încheierea de an și mai exact la valul vostru de absolvire al clasei de gimnaziu și, hai să spunem, al celor 8 ani de școală generală. Și nu de oriunde, ci de la Movila Banului, pe de o parte, dar și de la Vimbeziș. Tot colectivul elevilor clasei a 8-a țin să mulțumesc în mod special doamnei directoare Săcuiu Georgiana, alături de doamna dirigintă de la Vimbeziș, Bușcă Vara Mihaela, și de asemenea să-i mulțumim în mod deosebit domnului dirigintă Ovidiu Ghinea. Domn profesor și doamne profesoare aici de față prezenți, din partea mea vreau să vă spun să aveți o petrecere frumoasă și dacă vreți și voi, că aici vreau să ajungem, să rămânem până după miezul nopții împreună cu toții. Sunteți de acord? Da! Acum, că nu o să mai avem la final cu ce să mergem acasă, e partea a doua. Mai cazăm pe la noi, pe la domnul dirigintă, o facem să fie frumos până la urmă. Domnul dirigintă, vreau să spună și el câteva cuvinte. Haideți să vedem exact despre ce e vorba. Bună seara! Și bine ați venit! Vă mulțumesc de suflet atât colegilor și elevilor. Sper să ne distrăm în seara aceasta, da? Vă rog frumos să nu vă oprim pe la mese. Aici e ringul de dans, ne vedem. Distracție plăcută și mult succes și baftă la examen. Da, să știți că dacă vă mai multă telefon, nu se trebuie. Oricum o să pierdem baterie la un moment dat. Da. Și îmi dau cuvântul la doamnei dirigintă de la clasa 8-a la Limbeziș. Mulțumesc! Bună seara, dragi copii! Bună seara, stimați domnilor, stimați colegi! Mă bucur că suntem împreună în seara aceasta. Mi-aș dori să fim în formație mai amplă, ca să spunem așa, dar eu sper să vă simțiți bine. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru faptul că am fost alături de voi și ați fost alături de mine. Mulțumesc și colegilor mei că au fost alături de mine pentru participul acestui an școlar. Vă urez să aveți un succes, să aveți răbdare cu voi, să fiți demni, să nu vă pierdeți încrederea, să mergeți pe drumul vostru, să nu vă uitați înapoi și să dea Dumnezeu să aveți parte de împliniri și bucurii și voi și părinților voștri. Le doresc multă sănătate, să vă crească în continuare frumos cum v-au născut și până acum. Și mult succes la examenele care vă așteaptă și să aveți o viață frumoasă și liniștită. Din suflet vă mulțumim și să aveți o petrecere frumoasă. Bună seara, atât cu elevilor și colegilor noștri. Iată că se încheie o etapă din viața voastră, o etapă frumoasă, zic eu. Mi-ați fost dragi și unii și ceilalți, chiar dacă cu cei de la Movila aveam o vechime mai mare, ca să spun așa, din clasa întâi, cred, sau a doua, nu mai știu exact. Da. Ce pot să vă urez este că vă doresc mult, mult succes la examen. Etapa care stă să înceapă din toamnă să fie o etapă și mai frumoasă, cea a anilor de liceu. Să rămâneți copii, în sufletele voastre, să rămâneți copii mult timp, pentru că este o vârstă tare frumoasă, iar în seara aceasta de distracție plăcută. Încă o dată, mulțumim frumos și domnilor profesori, vă mulțumesc și vouă pentru prezență și vă aștept pe toți pe ringul de dans. Hai să începem distracția!